Bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Veste bună pentru oneștene, Oneștiul va primi prin PNRR aproximativ 32 de milioane de lei. Lucrările la Centrul Cultural Multifuncțional de la Larga Dofteana sunt la un pas de finalizare. Start tabere internaționale de pregătire și intervenție în caz de dezastre Comănești-Galion. Veste bună pentru oneșteni. Oneștiul va primi prin PNRR aproximativ 32 de milioane de lei. Vestea a fost dată chiar de către primarul Oneștiului, Victor Laurențiu Neghină. Pe 22 iulie s-a publicat lista cu alocările bugetare pentru județul Bacău prin programul național Anghel Salini. Oneștiul a primit 32 de milioane de lei, o sumă de care eu mă declar mulțumit. Faptul că toate primăriile din județ au primit finanțări corecte pentru diferite proiecte de interes local se datorează intrării Partidului Social-Democrat la guvernare. Asta este părerea mea pe care mi-o asum cu toată responsabilitatea. Mulțumesc! A menționat primarul Oneștiului, Victor Laurențiu Neghină. Și europarlamentarul PSD, Dragoș Benea, a precizat public că în sfârșit Oneștiul a primit respectul cuvenit. Al doilea municipiu al județului și locuitorii săi nu pot fi umiliți așa cum a fost în 2020 și 2021, când cu prilejul rectificărilor bugetare, Oneștiul a primit 0 lei, ca și cum nu ar exista pe hartă. În același timp, în echipa PSD Bacău ne place să credem că suntem oameni de cuvânt și încă mai devreme sau mai târziu angajamentele pe care le luăm în ceea ce privește dezvoltarea comunităților locale se materializează. Alocarea primită de Onești prin programul național Anghel Salini este dovada că proiectele municipiului de pe Trotuș se află în vederile guvernului, dar mai ales că sprijinul primit de aceste inițiative din partea echipei social-democrate băcăoane s-a dovedit hotărător în obținerea finanțării de 32 milioane de lei, doar muncind împreună vom reuși să concretizăm obiectivele asumate. În susținerea acestei constatări stau și alte argumente incontestabile, să nu uităm că la Onești, mulțumită efortului consecvent al Consiliului Județean Bacău, se realizează investiții notabile, precum modernizare, reabilitare energetică a spitalului, cofinanțarea asigurată de Consiliul Județean, refacerea străzii industriilor. Este modul în care noi înțelegem să facem și să fim o echipă, stimulând dezvoltarea locală și prin asta dând sens strădanilor pe care administrațiile locale le depun în comune, orașe și municipii. Lucrările începute la Căminul Cultural de la Larga sunt aproape de finalizare. Ritmul accelerat de lucru al angajaților firmei care realizează lucrarea, dar și seriozitatea acestora, au făcut ca lucrurile să fie aproape finalizate înainte de termen. Despre toate acestea aflăm mai multe informații de la primarul Comunei Dofteana, Ioan Bujor. Da, cum vă spuneam, am început pe data de 1 martie 2022, dar proiectul datează din anul 2018. Se derulează investiția prin Compania Națională de Investiții București cu o valoare de 1 milion de euro, iar noi, Unitatea Administrativ-Teritorială Dofteana, venim cu o cofinanțare de până în 7 miliarde, vă vorbesc în bani vechi. Mă refer la ce? Mă refer la parcarea care trebuie să fie făcută, o subtraversare pe sub asfalt, o canalizare a apelor pluviale și celelalte mici componente care mai vin și stau la baza amenajării exterioare. În restul, suportă tot Compania Națională de Investiții. Conform proiectării, când ar trebui proiectul inițial, când ar trebui finalizat? Deci finalizarea ar trebui să fie în 12 luni, deci un an de zile. Deci la anul ar fi trebuit. Da, dar anul acesta cu siguranță îi vom da drumul. Deci tencuielile, instalația electrică interior și exterior este făcută. Urmează de acum încolo montarea tâmplăriei PVC, după cum vedeți dumneavoastră. Amenajarea spațiului din interior, mă refer la tavane. Și apoi băile, vestiarele, grupurile sanitare, toate cele necesare. Dacă stau să mă gândesc, domnule primar, ați făcut câte un cămin cultural aproape în fiecare sat. Deci aproape în fiecare sat am făcut un cămin cultural sau am moștenit un cămin cultural și l-am reabilitat, dar avem proiecte derulate, cum ar fi la Bogata, pentru un proiect european care l-am demolat de tot și am făcut un cămin nou. În satul Cucuieț l-am reabilitat în totalitate. Aici am construit un cămin pe teren viu, așa cum îl vedeți dumneavoastră. Activitățile culturale din acel sat și nu numai, atât copiii cât și cetățenii din această localitate, vor folosi acest cămin cultural pentru nunți, pentru cumetrii, pentru spectacole,
poate să fie și un praznic bisericesc, poate să fie și o pomană, lucrări dintre astea, cum s-ar spune, gospodărești scurte, să pot face aici, în acest cămin cultural, motiv pentru care l-am și construit. Cândva au fost cămin cultural, cei ce au administrat și au condus localitatea Dofteana l-au înstrăinat, dar eu le-am promis cetățenilor că voi face un nou cămin, lucruri pe care le-am și făcut. Au fost solicitări pentru a reconstrui un astfel de edificiu? Deci au fost solicitări, dar vă vorbesc din anul 2008, mi-au trasat niște sarci cetățeni de aici din sat și electoratul, de așa natură să le construiesc sau să le reconstruiesc un nou cămin, lucru pe care l-am promis și chiar am vrut să-mi duc crucea până la capăt. Marți 19 iulie, în sala de spectacole a Centrului Cultural Ion Talianu din Târgu Ocna, ziua următoare, miercuri 20 iulie la Drăbănești, iar joi 21 iulie la Slănii Moldova, a avut loc dezbateri cu tema dispariția albinelor, o problemă rezolvată. La eveniment au fost prezenți apicultori de pe toată Valea Trotușului, Slănicului, dar și din localitățile învecinate. Comunicările au fost susținute de către Raluca Ioana Man, specialist de brand și consultant de afacere, Branca van der Linden, trainer, speaker și consultant de afacere, Elena Andreu, CEO specialist, strategist de afacere și Peter Ajan, deputy district rotare. Mediatorul evenimentului a fost Prândușa Gugu, expert pe teme secundare. Mai multe detalii aflăm în minutele următoare. Câteva sfaturi pe final de interviu pentru cei care ne urmăresc și care sunt așa ușor sceptici în ceea ce privește promovarea afacerii în mediul online. Inclusiv pentru apicultori, mai ales pentru apicultori, să înceapă imediat să aibă un website, să lucreze la un website, se poate face cu sume foarte mici. Credeți-mă, sume foarte, foarte mici. Există la ora actuală unelte. Nu trebuie să se bazeze numai pe social media. Nu știm care social media o să reziste peste câți ani, care o să fie în putere. Deci consider că un website este ceea ce are nevoie orice afacere și un mod de a pune brandul afară, online, așa cum vrea fiecare să prezinte și ceea ce vrea să scoată în afară, valoarea și calitățile brandului lor. Și încă un lucru, cred, asocierea. Ne este frică să ne asociem, suntem rezervați, suntem prudenți sau de ce nu funcționează la români chestiunea aceea, vă zic ala, să moară capra vecinului, nu, să ajutăm să avem noi două capre și vecinul numai una. Asocierea este unul dintre elementele de bază. Teoria pe care am scos-o eu, 7 puncte, asocierea este punctul numărul 5 și este foarte important, pentru că în momentul în care colaborezi cu oameni, nu numai că înveți ceva și completezi. Deci, la ora actuală, nu poți să știi de toate, dar participând la evenimente, fiind asociat, cineva completează cu altceva, tu completezi cu altceva, deci consider că este mai mult de necesară. Asocierea a fost, să zicem, cuvântul de ordine la cele trei prezentări. Cum reacționează băcăuanii? Cum au reacționat micii întreprinzători prezenți? Aici avem, cred că părerile sunt puțin împărțite, suntem și deschiși la asocieri, nu suntem foarte deschiși. De ce? Pentru că, iarăși, nu e o experiență de care noi am avut parte, nu este ceva de care noi ne-am izbit și atunci, din păcate, am trăit cu mentalitatea asta. Am fost născută și am crescut și eu până la o anumită vârstă în România și atunci pot să vorbesc de mentalitate. Am crescut cu mentalitatea greșită, cum că nu putem să ne asociem pentru că sunt competitorii noștri și atunci cum m-aș asocia eu cu cineva care ar putea să-mi fure munca? Nu este nimic mai greșit decât asta. În momentul în care noi ne asociem, ne susținem, automat creștem împreună, nivelul de creștere este altfel, atragem alți clienți și în primul rând arătăm că suntem niște oameni care știm ce înseamnă susținere reciprocă și ce înseamnă dezvoltare durabilă, pentru că despre asta este vorba. Și ca să mă mai refer la încă un lucru, și o economie competitivă, mai ales post-COVID, o economie competitivă în afară de productivitate, are legătură foarte mult cu parteneriate, pentru a ne atinge țelurile și targeturile respective, sau obiectivele. Și o ultimă întrebare pe final de interviu, pentru prima dată în aceste meleaguri, pe aceste locuri minunate, cum ți s-au părut? M-am îndrăgostit, astăzi am vorbit deja că eu m-aș muta, toate locurile mi-au plăcut, m-am îndrăgostit mai ales de Slănic Voldova, am zis că trebuie să vin mai des, am avut parte și de anumite delicatese care chiar acum le văd, cei care ne urmăresc nu le văd, dar le spun eu că vorbim de niște miere senzațională, faguri de miere și miere
plan local aici, care a fost o bucurie pentru papilele gustative și pentru vedere. Senzațional, îi felicit pentru ceea ce au făcut. Sunt niște comunități mici, dar care sunt deschiși și doresc să evolueze, ceea ce mă bucură. Mă bucură că se pune accent și pe natură. Mă bucur că oamenii își doresc să promoveze ceea ce fac, pentru că, din păcate, și tradițiile și meșteșugurile astea senzaționale care noi le avem și suntem una dintre puținele țări care au, s-au pierdut undeva pe parcurs și mă bucur când văd că mai sunt oameni care le păstrează și le promovează și cu ce am putea noi să ne ajutăm, am face cu mare drag, pentru că și noi credem în ele și ne dorim lucrul acesta. Să înțeleg cu alte cuvinte că va exista și un viitor, o continuare, un episod 2. Shall we think that is going to be a continuity, a second episode of this? I think it has to be, because we all learn from mistakes. And we all learn from experience. If we don't repeat something, we'll stay where we are. And environmental sustainable governance is something that we all need to learn and practice. Consideră, și aici trebuie să menționez că sunt de acord cu ea, că ar trebui să existe o continuare, pentru că dacă nu învățăm din greșeli și nu încercăm să ne schimbăm și să evoluăm, atunci o să rămânem stagnați și tot ce ține de guvernare, de mediu și de social, îmi cer scuze, am și eu mici probleme cu traducerea, este foarte important și ar trebui să fie promovată în așa fel încât toată lumea să știe. Și un mesaj pentru Băcăun pe final? A message for the local communities? Well, there was this boy that saved a friend from an ice lake all alone. And when the ambulance asked him how did he manage to do it, a wise man said, because nobody told him he couldn't. So the message is, everything is possible. Este o povestioară, un băiețel salvează pe cineva care era să nece într-un lac și în momentul în care ambulanța apare, este întrebat de ce, cum de reușit, și el a spus că un om înțelept a spus că nu i-a spus niciodată că nu se poate. Și atunci nimeni nu i-a spus că nu se poate. Și atunci mesajul pentru Băcăuan este că totul este posibil. Startup-urile internaționale de pregătire și intervenție în caz de dezastre, Comănești Galion. Luni 25 iulie de la ora 12 a avut loc deschiderea oficială a taberei internaționale de pregătire și intervenție în caz de dezastre, Comănești Galion, județul Bacău. Proiectul este unul de tradiție al Crucii Roșii și a ajuns la ediția a 6-a. La eveniment au fost prezenți gazdele evenimentului. Este vorba de primarul orașului Comănești, Viorel Miron, dar și viceprimarul Comăneștiului, Adrian Ciobanu, alături de organizator Dan Marcel Babliuc, președintele Crucea Roșie Bacău, prefectul județului Bacău, Narcis Citaru, și subprefectul județului Bacău, Gabriel Lupu, primar de pe Valea Trotușului și Slănicului, este vorba de Toma Constantin, primarul orașului Dărmănești, Gheorghe Baciu, primarul orașului Slănic Moldova, Bogdan Legănuș, viceprimarul Moineștiului, deputatul de Bacău, Mircea Fechet, președintele PNL Bacău, colonel Ovidiu Cărășel, inspector șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bacău, dr. Aura Crețu, manager al Serviciului de Ambulanță Județean Bacău, Mihaela Arim, director executiv DSP Bacău, Elena Purea, sublocotenent psiholog de la Unitatea Militară 01788 Lunca de Sus, locotenent colonel Lucian Liche de la Unitatea Militară 01101 Miercurea Ciuc, dar și purtătorul de cuvânt al primăriei Bacău, Constantin Gherasim. Dragi voluntari, bine ați venit! Sper ca vremea să ne ajute și să vă simțiți așa cum vă doriți dumneavoastră, să plecați de aici cu un bagaj de cunoștințe care să fie util în viața de zi cu zi, dar și în filialele din care faceți parte. Să transmiteți colegilor și colegilor mei multe sănătate și să vă exploateze cunoștințele care le dobândiți aici pentru ceilalți voluntari. Am avut nefericirea de a intra direct într-o situație din aceasta în care neinstruit, neșcolit, neexperimentat, a trebuit să facem față la absolut tot ce ne s-a întâmplat în acea perioadă. Și atunci, în acea perioadă, l-am cunoscut pe domnul director Babliuc, când a venit cu echipa de la Crucea Roșie și a fost alături de noi zi de zi, noapte de noapte, pentru că s-a lucrat zi și noapte, 24 de ore din 24. Aceste instruiri sunt necesare pentru că niciodată nu putem ști ce poate să aducă ziua de mâine sau chiar ceasul următor. Trăim niște vremuri destul de grele și dacă nu suntem experimentați și nu știm, putem să murim cât ai clipi din ochi, cât ai
Mă bucur să fie alături și prezenți aici și doamna director de la Ambulanța Bacău și de la doamna director al DSP Bacău, pentru că niciodată nu putem ști unde ne paște acel necaz. Nu putem ști. Chiar acum mă gândeam la un caz care a murit în casă, mâncând, stând la masă cu soția. Ce credeți că a mâncat? Un pui. Probabil un oscior din ăla l-a înghițit și n-a știut ce să-i facă. N-a cum să-l... i-a dat probabil după cap sau ce a făcut. A murit, efectiv. S-a uitat la el cum a murit. Sau câte situații avem când perioada prin care am trecut și cine știe ce perioade vor veni cu acest COVID care pare că a trecut, dar nu știm dacă a trecut. Pare că am scăpat, dar nu știm de ce am scăpat și ce mai urmează. Habar nu avem. Apar problemele acestea cu seceta. Când poate să ia foc un sat întreg. De la nimic. Dacă nu știm să acționăm imediat, să intervenim imediat, să anunțăm imediat pe cine trebuie. Dacă nu știi în acele momente să faci ce trebuie, te poți trezi că de la un foc care îl poți stinge cu o găleată de apă, nu mai poți stinge nici cu 10 mașini de pompieri. De aceea sunt bune aceste tabere prin care trebuie să instruim cât mai multă lume. Ar trebui făcut un material care să fie distribuit populației și care să știe cum să acționeze în anumite situații. Ar trebui să fim pregătiți oricând, la orice oră, din zi și din noapte. Se vorbește tot mai mult de acele cutremure care au apărut acum în zone pe care nu erau considerate ca zone periculoase și ca zone în care să putem să considerăm că sunt afectate sau vor fi afectate de vreun cutremur. Ne putem trezi în orice clipă și în orice moment cu orice fel de situații din acestea deosebite. Noi am avut situația deosebită prin care ne-a plecat și un munte la vale și a trebuit să acționăm. Am demolat case, am mutat sat întreg, zeci de gospodării, zeci de familii și au luat toată mobila, tot ce a avut în casă și a plecat în altă parte. Deci nu putem să știm ce se poate întâmpla. De aceea trebuie să facem o echipă împreună, să fim alături unii de alții, chiar dacă nu s-a întâmplat în localitatea mea și este în localitatea vecină, să ne sprijinim unii pe alții, să ne învățăm, să ne putem baza pe semenii noștri și trebuie să știm că oricând cel care se află într-o astfel de situație, el este astăzi, dar mâine pot să fie eu, putem fi noi, pot să fiu eu, putem să fim noi. Mulțumim domnului director Babliuc pentru tot sprijinul. Noi ne angajăm să putem să recompensăm 1% din tot efortul care îl face dânsul, dar nici atât n-a recompensat până acum. Doar suntem bucuroși că suntem ajutați, dar când dumnealui cere sprijinul, trebuie și noi să spunem prezent și să ridicăm mâna și să semnăm și niște state de plată sau de ordine de plată prin care să putem să ne achităm și noi onorabil pentru mici cheltuieli. Ați văzut, e vorba de cheltuieli de transport, de plasare, niște cheltuieli care nu sunt de mare valoare, dar care sunt de o mare, mare importanță pentru noi, toți cei care trăim în această perioadă grea. Mulțumim și domnului inspector șef și tuturor colegilor care sunt prezenți astăzi, domnul director Arim și doamnei director Crețu, șefa serviciului ambulanța județului Bacău, și vreau să le mulțumesc pe această cale pentru tot sprijinul care mi l-a acordat de-a lungul timpului, când am avut ocazia și datorită intervenției prompte și rapide, în anumite situații au salvat multe vieți omenești. Eu pot să confirm acest lucru cu mâna pe inimă și mulțumesc din care afară, în numele celor salvați. Vă mulțumesc tare mult și mult succes, domnule subprefect, la toată activitatea și în toată perioada aceasta pe care o aveți la noi, la Comănești. Mulțumim frumos! Și felicitări cu Ciroșii Bacău pentru activitatea pe care o organizează. De asemenea, cred că trebuie să mulțumim autorității locale,
din Comănești, domnului primar, care susține această activitate și sper eu împreună cu Crucea Roșie Bacău această activitate să o desfășurați mulți ani de acum înainte, așa cum ați menționat și dumneavoastră. Bine ați venit aici la Comănești. Știm cu toții că acest concept mai nou, să spun, de reziliența comunităților nu se poate realiza fără aportul fiecărui cetățean. Și chiar dacă la noi în legislație, deci inclusiv în legislație a apărut, este un concept vechi, da? Întotdeauna orice cetățean, fie că e dintr-un sat sau dintr-o localitate mai mare, într-o situație de urgență, a sărit în sprijinul apropiaților. Fie că i-au luat la ei acasă după un incendiu sau după niște inundații, fie că au făcut o chetă și au pus, să spun, banii unul de la altul să ajute respectivul cetățean care în urma unei situații de urgență a avut de suferit. În momentul de față, da, nu doar noi în România, e un concept global. Ne bazăm foarte mult pe pregătirea fiecărui cetățean. Da, am ajuns la acel stadiu, să spun, da, în dezvoltarea noastră ca umanitate, în care fiecare dintre noi să poată da o mână de ajutor celui din apropiere aflat în nevoie. Și atunci sărim cu bani, cu tot ceea ce putem, dar consider că aceste tabere sau pregătirea voluntarilor din toate ONG-urile care funcționează este necesară. Și pregătirea nu se poate face decât prin ședințe în care, să spun, cheamă personal de la ISU, de la ambulanță, pentru diferite categorii de pregătire sau tabere de acest gen unde sunt convins că sunteți ceva mai pregătiți decât niște cursuri pe care le faceți câte o oră, două în săl de curs. Aici, din ce văd în această curte, cu siguranță veți deprinde mult mai multe activități sau moduri în care să acționați în situații de urgență. Încă o dată vă mulțumesc. Așa cum a menționat domnul Babliuc, legislația, respectiv hotărârea de guvern 557, prevede în dreptul Crucii Roșii, da, trei funcții de sprijin și acelea sunt pentru ajutorul populației, acordarea primului ajutor și asistență medicală spitalicească chiar. Deci primul ajutor în fază pre-spital și chiar asistență medicală în spital. Și aceste funcții de sprijin nu pot fi îndeplinite decât cu pregătire. Deci ca un voluntar să asigure asistență medicală în spital trebuie pregătit. Da, poate pe situații de urgență se pricepe toată lumea și învață repede. Dar am dat câteva exemple. Așa cum ați văzut, inclusiv în situația de față, da, în care în Ucraina este un război, sunt convins, dacă avem colegi aici din județele de pe graniță, filialele de Crucea Roșie și nu numai Crucea Roșie, și alte ONG-uri din acele județe acordă asistență în acele tabere organizate pe graniță pentru persoanele care se retrag din Ucraina sau din zona de conflict. Eu vă mulțumesc, succes în continuare și la cât mai multe tabere de acest gen în fiecare an. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo.
Marți 26 iulie, în cea mai mare parte cerul va fi senin, maxima zilei ajunge până la valori de 33 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la valori de 16 grade Celsius. Iar cu 27 iulie, în cea mai mare parte cerul va fi senin, sunt posibile furtuni cu fulgere în partea a doua zilei, iar maxima zilei ajunge până la valori de 31 de grade Celsius, în timp ce minima pe timpul nopții coboară până la 18 grade Celsius. Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.